Aoleu, Viorele, măi, dar orgolioși mai sunt ăștia mici. Deci, sincer, pe mine cuplurile din acest sezon m-au zăpăcit efectiv. Acum, Viorel și cu Delin discută dacă mâine ar trebui să-și depună sau nu actele pentru căsătorie. Din câte am înțeles eu, frânturi ce prindem pe Antena Play, Viorel nu este atât de sigur pe Deni. Deni nu-i oferă siguranța de care are nevoie. Au fost și discuțiile care au fost în ultimele zile. Eu sincer vă spun, căsătoria nu este o joacă. Ar trebui să gândești clar dacă ți este potrivit pentru toată viața. Nu ne căsătorim așa câteva zile să vedem proba, să vedem cum este. Pentru că statutul de om divorțat nu ți oferă nicio favoare, din potrivă, mai ales pentru o femeie. Și atunci, cred că lucrurile astea ar fi trebuit să le stabilească până să ajungă în punctul ăsta. Am întrebat pe mine prea multă vorbărie. Nu mi-amintesc în viața mea prieteni, cunoscuți, ce-am trăit și eu. Dacă a existat cererea și ai spus da, e clar că omul de lângă tine este cel care vrei să-ți întemeiezi o familie, să pornești la drum. Nu mai există cale de întoarcere. Adică, din punctul meu de vedere, nu mai există dubii sau suspiciuni sau eu știu, Doamne ferește, să se întâmple ceva între timp grav să-ți afecteze decizia. Dar în rest, toate le treceți împreună, indiferent ce probleme vor fi, se trec ca și cum ai fi într-o relație, pentru că actul ăla de căsnicie nu îți aduce nimic în plus. Nu-ți validează iubirea dacă semnezi un act. Sufletul tău este același. Doar în fața societății, să zicem, că se întâmplă o schimbare. Și cred că lucrurile astea s-au stabilit în momentul în care ai acceptat cererea în căsătorie. Că de-aia a fost, pentru că îl iubești, pentru că te iubește și așa mai departe. Dacă sunt dubii, stați frate și vedeți cum vă merge relația. Nu vă aruncați cu capul înainte pentru că nu e de joacă. Chiar nu e de joacă. Căsnicia nu este un joc. Căsnicia este ceva extrem de serios în care trebuie să gândești cu sufletul, în primul rând. Toate deciziile într-o căsnicie ar trebui luate cu sufletul, ar trebui lăsate orgoliile la ușa casei, la fel și toate prostiile și temerile și așa mai departe. Când alegi partenerul de lângă tine să-ți fie pentru toată viața, din doi deveniți unul singur. Gândiți la fel, simțiți la fel, vă comportați ca și cum ați fi unul singur și așa mai departe.